Doamna director, câte cereri de subvenție pentru încălzire au fost depuse până în acest moment la SPAS? La sediul Serviciului Public de Asistență Socială Alba Iulia, până la acest moment, avem depuse un număr de 775 de cereri, dintre care 17 sunt pentru încălzirea locuinței cu lemne. Precizez că lucrăm pe aceeași bază legislativă ca în trecut și mai precizez că termenele despre care noi tot auzim că se vorbește, majoritatea asta mă întreabă care este termenul, pentru a primi pe toate 5 luni ale sezonului de iarnă, respectiv noiembrie, decembrie acest an, ianuarie, februarie, martie, anul viitor, trebuie să depuneți cererile cu actele devenit o lună anterioară de punerii cererii până data de 20 noiembrie. Dacă nu terminați actele până 20 noiembrie, nu e nicio problemă, veniți cu ele. Din 21 noiembrie încolo veți mai primi contea lunii următoare, cu 1 decembrie, pe 4 luni rămase din acel sezon de 5 luni, din termenul de 5 luni. Deci până în 20 ore lunii, primiți cu luna în curs, după 20 ore lunii, cu 1 luni următoare, pe intervalul rămas până în martie 2013. Cum arată cifra asta de 700 și atâtea de cereri față de aceeași perioadă din anul trecut? Apreciez și cred că și noastră puteți vedea, ați și văzut când ați intrat la noi, că deja nu mai era glămureața de anul trecut. A scăzut la jumătate. Pot să spun că pentru un moment, pentru că informații am dat, formulare de exemplu, am dat la peste 1000 de cetățeni, dar s-au întors cu actele completate. Acum, adevărul că timp ar mai fi până în 20 noiembrie. Care ar fi cauzele înjumătățirii acestei numărului persoanelor care solicită acest ajutor? Eu bănui că modificările legislative de anul trecut, ocazie cu care am aflat cu toții ce înseamnă și ce importanță are o declarație pe proprie răspundere, ar putea fi unul din motivele pentru care doar jumătate din solicitanții de anul trecut, anul ăsta, s-au mai întors la noi. Vă reamintesc că în ordonanța 70 de anul trecut se precizează că 60% din totalul cererilor depuse trebuie să le facem anchete sociale. Aceste anchete sociale au fost repartizate pe perioada unui an întreg. În lege se spune că noi trebuie să facem anchetele sociale până la începutul sezonului rece următor. Asta înseamnă că noi de-abia luna trecută am încheiat sezonul rece 2011-2012. Știu că am creat multe neclarități și am surprins pe multă lume, atât pe solicitanți cât și pe angajatorii lor, că am cerut acte în octombrie, iacă pentru octombrie acum un an. Asta este prevederea legală, am aplicat-o și că noi toate primările în țară, toate spasurile din țară, toate spasurile aflate în subordinea consiliilor locale. Și trebuie să spun că rezultatul acestei activități în final a fost aproximativ un sfert, poate puțin mai mult, din solicitanții de ajutor de încălzire a locuinței cu gaze și cu lemne, au dat banii înapoi, adică au fost încadrați în acea prevedere, recuperarea integrală a sumei. Sigur că în lege se mai pomenește și de referire pentru organele de urmărire penală, de amendă, dar absolut toate au fost cu recuperarea integrală a sumei. Vreau să transmit, țin neapărat să transmit, am făcut-o cu fiecare ocazie pe care colegii noastre din presă mi-au dat-o, nu trebuie să vă oprească lucrul ăsta. Nu trebuie decât să fiți atenți ce semnați. E singurul mesaj care l-am. Cererea e aceeași. Mă gândesc că și veniturile dumneavoastră, din păcate, sunt totale. Veniți, este un drept pe care îl meritați. De ce nu? Atenție doar la ce scrieți și la ce semnați pe cerere.